Păi eu trebuie să le am pe toate astea. Tu zic că e săptămânal. Tu zic că e săptămânal. Tu zic că e săptămânal. Le-au dat prea puternic. Ordonarea șmechere. Da, care se... Și două la... Bună seara, la pare? Da. Pentru că pentru bronhoscopie azi unde se duce bolnavul? La București. Exact. Și pentru ventilație se duce la București, exact. Pentru somn și pentru practică. Trebuie să recompartimentăm ca să poți să-ți faci și bronhoscopie, să aibă tehnologia asta. Nu vezi dacă e umare. Secția, da? Și GE-ul, cum? Păi să ți arăt. Nu, dar... Dar pentru ce? Noi avem altundeva așa ceva? Nu. Nu, nici pe... Dar nici pe bine, nu. Deci suntem pregătiți în sfârșit o altă pandemie. Să sperăm că nu vine. Da, lasă-o. Păi normal, noi trebuie să facem exterior. Și cea din exterior mi se pare ură. Doamnă, când am intrat, am zis, eu nu stau aici, eu merg la București. Trebuie să fugim la București, că până la urmă suntem aproape jumătate din voi. Iar voi aveți vreo... Până la urmă, Prahova mea are 800.000 de locuitori. Să se schimbe și tot ce ține în ceea ce privește județean Ploiești. O să vedeți. Și bine, o să se schimbe mult mai multe lucruri. Nu putem să le schimbăm... Chestionarele de satisfacție sunt în favoarea noastră.